Păi de ce râzi, mă? Dar n-are publicul intelectual. Mamă, și cad în... Aia e ceapă? Da, domne, mănâncă din păi ceapă. Păi muși din ea așa, tu ai mai văzut oameni să muște așa din ceapă? Păi când, când vrei să ajungi primar, faci... Domnul reține. Zafir, vrei să ajungi primar sau nu vrei să ajungi primar? Muși din ceapă, în primul rând, nu vreau să ajung și în al doilea rând, da. Muși din ea așa... Uite, și cad... Ia uite-l! A spart ceapa? Păi bine, că nu candidează la președinție, că trebuie să muște de ce? Dintr-o piatră? Da, de ce? Cu cât e funcția mea pentru secretar general NATO, trebuie să muști din Putin, personal, el ai mușcat în copan. Păi Putin, ce trebuie cum să muște așa de ceapă? Dar, eu numai pentru asta și ceva, nu, nu-l votați pe ăsta. Dar ați văzut cum a mușcat în ceapă? Dar de ce, dar, dar de ce, de îi face? Ce trebuie mușcat în ceapă? I-a dat așa un capac? Dă-te, Doamne! Domnule, ceapa nu e un ingredient pe care nu sunt bucătar, asta e domnul Dragnea, poate să ne explice mai bine. Bă, nu știu, chiar muște așa din ea fără nicio urmă, nu, dar nu mai e... rup, nu mai... E dar toată așa? Ceapă ca un... Cum, cred că nu e ceapa aia, poate nici nu e ceapa cine poate să... Mai dați-mi imaginile astea, că e foarte important. Bă, băi, ceapă mă? Avem la fața locului un... M-am dus în corespondentul emisiunii aici, lângă ecranul ăsta mare. Vedeți, domnule? Eu am mușcat de neavă niciun fel. Și acum bagă... Cu ce e? Vezi că are ceapă de cojit aici, tăiată? Nu? Dar el a zis, nu da asta tăiată pentru fătălăi. Dau cu pumnul, mușc cu dinții. Ia uite, ce a dat în ea, a terminat-o, o desface și mușcă din ea direct, dar cu tot cu coajă. Imagine i-a sunt... luat și din coajă. Imagine sunt clare, a mâncat și cu coajă. Bă, de noi aveam o problemă că... Mânca de pe că mânca ziar. De pe ziar, de pe jos. Da. Am mușcat în ceapă cu coajă, cu tot. Mănânci așa, nu... Deci de la anti... cum se numeau ei? Antivaxării care nu credeau. Hai, domne, ne vaccinăm, după care. Hai, domne, ne spălăm pe mâini. Da. Am ajuns la piedonică. Hai, domne, o decojim. Bă, da, dați-i mă și o nucă de cocos. Da, ce, domne, ce... Cum, mă? Deci, mai mulțărea asta aici, domnul Zafir. Haideți, domne, să vă pot... Domnul Buzean, e grav de tot, că pare că ne-am întors așa în grotă, nu știu. Dar asta nu indică uite, cumva sinceritate. Domnul Zafir, uite ce se întâmplă. Ce îmi indică mie? Ce îmi spune mie? Ce vedem aici? Domnule, sinceritate. Omul este sincer. Domnule, nu se vede. Vreau să jignesc pe nimeni. Vă văd simandicos, puneți un pic de ceapă, nu știu ce, pa. Tu ești cu creaționismul, nu ești cu evoluția. Evoluționismul, nu. Sunt nu ești cu evoluția. Cu evoluția speciilor, nu sunt. Da. Și? Nu vrei să te mai gândești? Adică nu zice nimeni, că și pe și Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, toate, și poți să zici că sunt tot creațiile Domnului, doar că s-a mai pe parcurs. Adică domnule, tu crezi că... A supraviețuit politic domnule, așa ceva? Domnule, ți-am pare că a fost găsit într-un bloc de gheață. Hai mă, l-au dezghețat și l-au trimis la primul. S-o dracu de treabă, uite-te puțin aici. Ia uite, mușcă bătăria n-are niciun fel da. De treabă. Acum mă întreb totuși, de da, ce face chestia îl mănâncă tot așa? Ce faci, ce faci, unde, de ce îi dai coajă? Păi coajă e cea mai bună. Ia uite, mi-l prăjește, dă-mi-l domne, crud, ca așa ți-am... Bă, e foarte rău. Nu, deci, bine, n-are de ce să fie. Întrebarea e de ce. Asta e ce m-a interesat pe mine. E un lucru care m-a interesat direct. Adică, totuși, de ce să muști dintr-o ceapă? N-am mai... Da, văd. Animalul. Îl mai prepară? Știi îl mai omori? Am discutat despre prepararea termică a cărnii. Nu? Bă, deci, acum înțeleg pentru cine își făcea griji pe ăsta, anepecistul. Fostul piedone, practic. Piedonele, da. Da, piedone, actual, da așa. Actualul piedon. Deci că toată lumea îi spunea anesevistul. Da. Dom'le, preparate termic... Nu ridică niciun fel de risc. Păi și dacă așa. E, păi dacă nu-i preparată termic, dacă mănânci crudă. Și era lui, cine, Doamne iartă, după care 5 minute mai târziu se schimbă cadrul. E doamne mușcat într-o ceapă cu tot cu coajă. Lasă-o cu tot cu coajă, așa. Nu înțeleg, ți-am zis, de ce mai gătesc ei mâncarea? Că poți să prinzi animalul, muși din el, se zbate ca natură. Păi dacă vrei să fim autentici. Dacă vrei să, domnul Zafir, dacă vrei să câștigi primăria capitalei, să te dovedești a fi o persoană redutabilă la nivel de primar, domnule, trebuie să poți să faci și chestiile de genul acesta. Deci, campanie electorală înainte de descoperirea focului. Înainte ca omenirea să stăpânească focul, ți stau candidați la primăriile de sector. Acum eu am...